Salut, eu sunt Sorin de la Chiar Banana și vă aduc clipuri aici pe canal cu desene, anime-uri, jocuri, precum și alte chestii faine. De aceea puteți rupe în două buton de like ca să distrugem împreună algoritmul YouTube-ului și să ajungem mai ușor la mai multe persoane. Clifford the Big Red Dog ajunge în sfârșit în cinemauri și cu toate că original acesta a apărut sub formă de comic inițial, cred că mulți dintre voi îl cunoașteți după desenul care a rulat acum ceva timp. Bine, ideea desenului Clifford nu era atât de complexă, era practic vorba despre aventurile acestui câine imens și roșu. Dar era drăguț așa desenul, mi-am amintesc că mă uitam și eu acum câțiva ani la el și da, era destul de entertaining așa și chiar mă bucură că nu s-a pierdut încă interesul cu privire la acest desen și că fac acum, uite, chiar un film cu Clifford, film care va fi produs de Paramount Pictures, deja a apărut și un trailer pentru acest film și o să vedem așa ce se întâmplă în acest film, dar nu cred că trebuie să ne așteptăm neapărat la ceva atât de big, cu toate că sunt șanse destul de mari să prindă filmul ăsta, că știu că și desenul era destul de drăguț așa și nu m-ar mira ca lumea să vină la cinema și să vrea să îl vadă tocmai pentru că își amintește de Clifford și pentru că știe cât de cât care era povestea în acest desen animat și da, cred că chestia asta va atrage destul de mult lumea așa către film. În trailer îl vedem pe Clifford animat, iar toate întâmplările au loc în viața reală, mai exact în New York. Adică care ar fi loc cu cel mai bun în care putea vedea un câine mare și roșu, nu-i așa? Inițial, Clifford era un câine mic, chiar mai mic decât majoritatea câinilor obișnuiți. Dar pe măsură ce timpul trece, acesta devine din ce în ce mai mare și ajunge să fie câinele uriaș pe care îl vedem în serie. Ideea serie animată era destul de drăguță și anume că Clifford creștea pe măsură ce dragostea lui Emily era mai mare pentru el și de asta cumva devenea el din ce în ce mai mare. De altă parte, în film, lucrurile nu stau chiar așa în sensul că în film deja este mare și dragostea lui Emily nu cred că mai are un efect asupra sa, deci el deja este un câine imens. Deja se îndepărtează puțin de la sursă. Este asta de obicei nu prea merge atât de bine în filme când te îndepărtezi de la sursă. Da, asta este ceea ce au făcut cei de la Paramount cu acest film. S-au cam îndepărtat puțin de la sursa principală. Toate astea, da, au adus totuși în prim plan pe Clifford, câinele, da. În trailer ni se spune că Clifford crește și ajunge atât de mare datorită magiei și nu datorită iubirii lui Emily. Cam atât știm așa despre acest film la o primă privire așa asupra trailerului și ca să vă zic așa și o părere. Nu știu dacă va fi neapărat un film extraordinar de bun, dar cred că nici creatorii nu se gândesc că filmul o să fie ceva credibil. Vor doar să-l pună pe prim plan pe Clifford și da, chestia asta poate fi și interesantă, depinde de ceea ce vor face în acest film. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți un nou buton de like și de subscribe și clopoțelul și să deveniți și membrii canalului, că și asta mă ajută enorm și mai vorbim și ne mai auzim într-un alt clip minunat pe acest canal. Vă doresc o zi bună, pa, pa! Cei doi frați împreună sunt atât de puternici când pot distruge universul. Sabie, sabie, sabie. Press F to pay respect in the chat. Ce vremuri, tristețe. Sorin, lasă că un Big Tasty o să-ți facă ziua mai bună. Mă mai pui la final?